Wir als Volk übernehmen kaum Verantwortung für unsere Geschichte. Man kann nichts heilen, was nicht diagnostiziert wurde. Ich heiße Johanna Jakob und wurde 1980 in Temeswar geboren. Die Maid ist von Chantal. Sie nehmen die Liebe nicht so tragisch. Und ziehen und locken die Mädels von Chanton. Uns Männer steht's an so magisch. Die Mädels sind... Faptul că nu se consideră că un teatru e o unealtă cu care poți să însănătoșești o societate, faptul că nu se consideră că teatrul e o unealtă cu care poți să cureți lucruri în relația ta personală cu comunitatea în care trăiești, cu orașul în care te dezvolți, cu România în care faci parte, mie mi se pare o mare greșeală. Da, există un filon social în absolut toate spectacolele din lumea asta, indiferent că e Chekhov sau că e Shakespeare, dar cred că românul trebuie să vorbească despre problemele de astăzi ale României. Și cred că centenarul ar trebui foarte mult să ajute la investigarea istoriei actuale, istoriei acestea cu I mic, așa cum și-a numit tema Cristina Modreanu în platforma ei internațională. Cred că istoria asta cu I mic, a ta, a mea, a celor care ne privesc, cred că e aur curat. Cred că aici trebuie lucrat și cred că Jurnal de România asta și-a propus prin colaborarea cu teatre și cu diverse instituții, să vadă cum funcționează și dacă funcționează omul în România sau e plăpând, e fragil, e bolnav, e obosit, e îmbătrânit, e desconsiderat sau poate să înflorească. Nur ist auch alles irgendwo hängen geblieben. Es gibt allerlei Stimmen, die sich fürchten, dass Ideen gestohlen und nicht umgesetzt werden. Kurz gesagt, ist Temeswar als Kulturhauptstadt Europas 2021 ein umstrittenes Projekt und deshalb haben sich auch viele davon zurückgezogen. Die Weihnachtskonzerte und die Osterstände findet das breite Temeswarer Publikum interessant. Die Tatsache, dass Temeswar Kulturhauptstadt wird, interessiert keinen. Wahrscheinlich auch, weil die Sichtbarkeit dieses Projekts fehlt. Ich meine, ein anderer Konzert spricht den Temeswarer eher an als die Tatsache, dass Temeswar Kulturhauptstadt wird. Komisch, nicht? Der Schwachpunkt der rumänischen Kultur ist die Werbung. Die Kulturschaffenden kümmern sich nicht um das Publikum. Sie achten nicht darauf. Es werden Festivals ohne Publikum veranstaltet, Vorstellungen ohne Publikum. Es kommen die Eltern, die Großeltern, die Freunde, die Nachbarn. Kultur wird zuerst geschaffen und erst danach durchdacht. Ich glaube, dass wir uns in Rumänien gegenseitig unterschätzen. Es herrscht der Individualismus und die Angst. Rumänien ist ein Land, das ermüdet. Die Menschen sind kaputt gearbeitet. Sie sind erschöpft. Sie haben mit dem Leben kämpfen müssen. Sie sind schlaff. Nichts lohnt sich mehr. Es ist lächerlich, sie mit den Deutschen zu vergleichen, die im Alter meiner Eltern kreuz und quer die Welt bereisen. Rumänien ist energieraubend. Es ermüdet. Es lässt einen altern. Es erschöpft und verbittert einen. S-a întâmplat în momentul colectiv ceva în viața mea. N-aș vrea oarecum să trăiesc pe urma acestei tragedii, ci doar declar că în structura mea s-a întâmplat ceva. Aveam 36 de ani. Locuiam și locuiesc în centru. Nu am fost niciodată o activistă, am trăit într-o zonă multimedia, o zonă poetică, o zonă teatrală între tehnică și poezie. M-a preocupat întotdeauna ziua de mâine, unde lucrez, unde mai montez, sunt un artist independent. Prea puțin am trăit relaționând cu România. În momentul colectiv, am uitat la televizor, eram bombardată de știri și am simțit nevoia să ies în stradă. Mi-am sunat toți prietenii, telefoanele închise, probabil fără semnal. Am dat jos pijamalele, mi-am lăsat câinele în casă și am ieșit. Am stat pe calea Victoriei
în fața unui hotel și priveam așa cum trec oamenii și tot așteptam să fie cineva cunoscut. Singurul cunoscut era fostul meu iubit. Știu că am lăsat capul în jos, așa așteptam să treacă și ziceam, dar mai trebuie să vină vreun prieten, cineva, să nu merg singură. Ei, domnule, nu a fost să fie și m-am luat singură. Și singură am mers 2-3 ore, am trecut Calea Victoriei, fiindcă se merge la pas, am ajuns în fața Casei Poporului. Și era o solidaritate fabuloasă, era fantastică și pe aceea am urmat ieșirea mea în stradă de mai multe ori de atunci și mi-am făcut cultură civică în urma acestui colectiv. Am învățat ce datorire are statul, ce datorire am eu față de stat. Am început să mă preocup de felul în care relaționez eu cu orașul, cu România, dacă pot să cresc, dacă trăiesc de pe o zi pe alta, dacă cei care mă reprezintă trăiesc din banii mei și dacă o duc bine, eu de ce nu o duc bine, de ce ei au un viitor și eu am doar ziua de mâine. Și am început să-mi pun tot felul de probleme în urma colectivului. Și așa s-a născut acest proiect documentar, Jurnal de România, care e un proiect care în acest moment conține 3 spectacole de teatru și o expoziție și un scurtmetraj. Există un filon social și politic în spectacol, dar principal este cel documentar, care înseamnă halcă de realitate privită la nivel micro. Adică cu ajutorul unor actori intru în viața lor la nivel de detaliu. De unde îmi cumpăr hainele, cum arată strada în care locuiesc, cum arată blocul, mă duc sau nu la ședințele de bloc, cum arată vecinii mei, am suficient de bani să trăiesc un an de zile sau de pe zi pe alta, pot să mă duc la stomatolog sau nu, cum arată primarul, merg la vot sau nu merg la vot, ce știu despre clasa politică, ce știu despre părinții mei, care sunt presiunile sociale, toate astea cu un actor, cu al doilea, cu al treilea și tot așa, vezi cam cum arată societatea la nivel micro. Și atunci vezi care este, de fapt, tempoul corect al României. Indiferent că este infect, murdar, sănătos, nesănătos, dar afli cât de bolnav sau sănătos pulsează viața în România la nivelul cel mai real. Ich habe Angst davor, meine Eltern zu enttäuschen. Ich habe Angst davor, dass mein Mann stirbt. Ich habe Angst davor, dass Nina krank wird. Ich habe Angst vor dem rumänischen Schulsystem. Ich habe Angst davor, dass wir diesen Planeten entstellen. Ich habe Angst vor einem neuen Weltkrieg. Ich habe Angst vor dem Leben. Ich habe Angst vor dem Tod. Nina, meine Tochter, hat rührende Fragen. Sie hat mich mal gefragt, stimmt es, dass wir ewig leben, wenn wir das Böse meiden? De la premiera primului spectacol din seria Jurnal de România se împlinesc 2 ani, s-au împlinit în perioada asta 2 ani. Aș fi vrut să te întreb dacă în momentul în care ai început să lucrezi la primul spectacol din serie, la Jurnal de România Sfântul Gheorghe, te gândeai că proiectul va fi peste 2 ani aici, în punctul ăsta, cu 3 spectacole de teatru, cu un scurt metraj, cu o expoziție, cum ai spus tu mai devreme, te-ai gândit sau au venit cumva? Proiectul l-am scris și l-am depus la FCN și nu a primit niciun fond. În momentul în care l-am scris, eu l-am scris ca pe un proiect amplu, un pic modificat de ceea ce este el acum. A fost un proiect în care eu îmi doream într-adevăr să acopăr o mare parte din România, să merg să stau de vorbă nu numai cu actori, să stau de vorbă cu oameni, chiar să fac un documentar amplu care să fie și expoziție de fotografie, dar cu inserții multimedia, adică cu discursuri audio pe care să le auzi în timpul expoziției, să fac și un scurtmetraj, destul de teatral de felul lui, dar scurtmetraj, deci film, și să reușesc oarecum să fac un spectacol de teatru care să adune la într-o singură reprezentație mai multe confesiuni. Deci era sub altă formă, dar în esență era același lucru. Cum mă raportez eu la orașul în care trăiesc? Sunt sau nu sunt comunitate? Dacă reprezint ceva și mai departe? Nu are rost să mai îl dezvolt. Nu am primit finanțare, nici măcar un leu, a fost un eșec din punctul ăsta de vedere. S-a făcut cumva că am primit o invitație, am acceptat în cele din urmă propunerea managerului de la
Teatru Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe, Ana Maria Popa, și am spus, vin cu o singură condiție, îmi permit să fac ceva ce nu am mai făcut. Și atunci am început să fac acest spectacol, nu am știut că voi avea șansa să ajung la al doilea și la al treilea, într-adevăr. Dar înainte de primul, aveam imaginea unui proiect amplu și mă bucur enorm de mult că ceea ce am simțit la nivel organic și real, că trebuie să reformulez un pic felul în care am eu discurs cultural în România, ceea ce am simțit eu se pare că era just, era funcțional, e nevoie de un astfel de discurs și invit pe toți regizorii și actorii sau actanții culturali să facă acest exercițiu în acest moment în România, să se implice activ, chiar să fie o oglindă a societății, indiferent că își fac exerciții care iau GOPO sau Uniteru sau eu știu ce alt premiu, să nu-și propună miză de genul ăsta, fiindcă în acest moment România cred că are nevoie de o cultură funcțională care să schimbe imaginea publicului, fiindcă publicul este cel care merge la vot și publicul este cel care aplaudă șușe ieftine sau spectacole profunde. Deci e o bucurie că s-a ajuns la al treilea spectacol în acest moment și o surpriză, dar și ceva normal și firesc, cred că. Libertate! Suntem liberi! Suntem liberi! Suntem liberi! Suntem liberi! Ich finde nicht, dass Rumänien ein schönes Land ist. Landschaften wie in Rumänien findest du in jedem österreichischen Dörflein. Es gibt keinen Respekt für Sport, alte Menschen, Kultur, sind keine normalen Radwege. Sie sind eine Verarschung, durchqueren Bushaltestellen, die Autos parken darauf. Wenn man aber auf der Straße fahren will, wird man angehupt und es besteht oft die Gefahr, dass man angefahren wird. Während eines Marathons hätte mich eine Straßenbahn fast überfahren. Bei einem Fahrradwettbewerb bin ich direkt auf ein Auto zugerast, obwohl die Strecke gesichert und gesperrt hätte sein müssen. Ich habe den Tod vor Augen gesehen. Timișoara e un oraș cu o încărcătură foarte puternică, poate cea mai puternică dintre cele trei, pe unde a trecut până acum proiectul. Da. Orașul Revoluției, se vorbește mult despre Revoluție în spectacol. Cred că fiecare dintre actrițe povestește cum a trăit acel moment. Cum a fost întâlnirea cu Timișoara? Cum ai ajuns acolo și cum... Am fost invitată. Am fost invitată la Timișoara, cum am fost și la Sfântul Gheorghe și la Constanța. Eu sunt din Arad. Arădenii nu-i suportă pe timișoreni. Niciodată. Întotdeauna a existat... Bine, în zona aia țării, chiar dacă sunt oameni buni și muncitori, există o desconsiderare foarte ciudată vis-a-vis de multe părți ale țării și eu sper că prin Jurnal de România să reușesc ușor, ușor să sparg barierele astea naționaliste sau mândre sau de fală sau... Așadar, am ajuns în Timișoara, fiind invitată, negocieri destul de greoaie. Pentru prima oară în viața mea am fost refuzată. Am făcut casting în teatru și am fost refuzată la greu. Nu îmi doresc să fac parte dintr-un proiect cu asemenea vulnerabilitate, mi s-a spus. Nu îmi doresc să fac parte dintr-un proiect documentar, mi s-a spus. Nu îmi doresc să fac parte din spirit de protest vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Teatrul German de Stat din Timișoara și multe alte argumente. M-am trezit într-o situație atipică, nu am înțeles dacă sunt dorită sau nu sunt dorită în Timișoara și în cele din urmă mi-am format o echipă de 6 fete. Mi-aș fi dorit să nu fie fete, la fel ca în Constanța, fiindcă nu-mi doresc să fie un spectacol de nișă, feminist. Chiar vreau să reprezinte o oglindă reală a societății actuale. În fine, am ales 6 actrițe care sunt fabuloase. Adică chiar nu am ales ce mi s-a lăsat. Am avut șansa să lucrez cu unele cele mai bune actrițe din România. Nu cred că există actriță, sper să nu greșesc, care să nu fi fost nominalizată sau premiată la Uniter. Teatrul German de Stat din Timișoara este unul dintre cele mai bine cotate teatre din România, cu prezențe în FNT, cu prezențe la Uniter în mod repetat și nenumeroase premii. Deci e un teatru trecut
prin regizori mari, prin producții mari, prin, deci am lucrat cu niște actori intelectuali, bine echilibrați și bine jucați, în mod constant. Am învățat enorm de mult de la aceste 6 actrițe din Timișoara. Ida, Ioana, Tatiana, Daniela, Olga, Silvia. Am avut și Oana Vidoni, asistent de regie pentru prima oară în viața mea. Andreea Wolfer, care iarăși a coordonat foarte bine acest proiect. O echipă rece, inițial. N-am știut nicio secundă dacă le place sau nu le place ceea ce construiesc. Da, se vorbește și despre revoluție, s-a tăiat enorm despre revoluție. Și ca să fac o paranteză, am ajuns într-un oraș, nu? Timișoara, 1989, revoluție. Doar că eu am stat în centrul orașului, la 2 pași de mine, teatrul. M-am plimbat destul de mult prin centru, adică nu am stat într-un cartier marginaș. Nu există nici o urmă a acestei revoluții. Timișoara ca oraș, nici o secundă nu mi-a amintit că acolo a început revoluția. Și am întrebat fetele, dar unde-s gloanțele? A, uite, vezi fast food-ul ăsta? Deasupra vezi niște găuri? Astea sunt gloanțele. Aha, bun. Și asta e clădirea, aici e balconul. Nu există niciun plexiglas, ceva să marcheze. Aici a început revoluția, momentul zero, nimic. Am fost să văd biserica lui Laszlo și nici un semn indicator în toată Timișoara. La un colț, aici a început biserica fortificată și e un postament, așa, pe biserică, dar destul de mic, aici a pus revoluția. Totul e mascat. Revoluția este mascată în Timișoara și nu înțeleg de ce. Ba mai mult, informațiile care au apărut la un moment dat în spectacol au fost cenzurate. S-a pus întrebarea cine a închis în momentul în care a început să se tragă revoluționari, luni 18 decembrie. Ei erau în fața clădirii operei. Scandau, a început să se tragă, s-au întors și au fugit în direcția opusă. Era catedrala. Cineva a ordonat ca porțile catedralele să se închidă, astfel încât protestatarii, revoluționarii să nu poată să pătrundă să se adăpostească în catedrală. Cei din catedrală au închis porțile, astfel încât oamenii să fie omorâți în fața porților. Temeswar war ein Sumpf. 1716 wurde das Gebiet, bis dahin unter türkischer Herrschaft, von den Österreichern erobert. Ab Ende des Ersten Weltkriegs gehört Temeswar zu Rumänien. 1989 war die Stadt Ausgangspunkt der rumänischen Revolution gegen das kommunistische Regime. Evident, ca în toate celelalte două jurnale, nu arunc nume pe piață fără să am un argument jurnalistic. Tot timpul am videoproiecție în spate în care dau prin screen la un articol, două articole, nu-mi bat joc. Și erau nume în textul actriței, dar și articol în spate în care se vehiculează numele. Și oarecum, probabil corect, mi s-a sugerat că atât timp cât nu este o vinovățire reală, un proces, o sentință finală, nu pot să-mi bat joc de nume care sunt foarte importante în politica actuală. Așa că informații despre primar sau despre senator și oameni publici au fost scoase din acest oraș care își asumă revoluția, dar într-un fel neturistic și nu știu, nevizual sau nu-mi dau seama ce se întâmplă cu revoluția în Timișoara. Oricum, Jurnal de România Timișoara nu este vorba doar despre asta. E vorba oare pe Ida, care e născută în 1947, vorbește despre Jvapi, vorbește despre Timișoara care a fost o mlaștină. De la Ida Gaza am învățat probabil lecția cea mai importantă a jurnalului de România. Deci cred că e lecția, și lecția toleranței de la turcii, de la Constanța, e o lecție care m-a marcat, dar lecția asta a normalității primită de la Ida e fantastică. Sunt născută în 1980, imediat a venit revoluția, a venit generația MTV, a venit generația care trebuie să dovedească, generația care trebuie să plece din țară, dar nu pe post de bonă sau de muncitor, ci pe post de calculatorist, jurist, avocat, să reușești.
generația asta MTV, de a fi cool, de a fi internațional. Și în tot timpul am avut și complexul ăsta al provincialului venit din Arad, că trebuie să ajungă în București, să fie cel mai bun, să dovedească că investiția părinților a meritat, că toate eforturile lor au primit repartiție de la sat, au ajuns la oraș, la Reșița, au facultate, au primit repartiție, unul în Timișoara, unul în Arad, s-au căsătorit, au venit cu o valiză, fără rude, fără nimic. S-a muncit mult ca să ajung eu să stau în chirie cât sunt studentă și să pot să studiez în afara orașului meu. Și atunci a trebuit tot timpul să demonstrez. Ida a venit și mi-a spus, pentru ei fericire e așa o chestie superficială. Pentru ea ce este cel mai important este lecția normalității. Să pot să fiu curat, să fac curat în casa mea, în afara casei, să am o muncă decentă, să am salariu, să fiu demnă în relația cu vecinii mei, cu munca mea, cu orașul meu. Și mi s-a părut o lecție foarte importantă pe care eu sper ca ușor, ușor să o învăț și să o exersez în viața mea, a normalității. Das Ruhm, den Schauspieler zur Verantwortung verpflichtet. Erst 2011 habe ich entdeckt, dass ich durch die Schauspielerei gesellschaftlich einbringen kann. Ich wurde für 2 Unitärpreise nominiert, für beste Haupt- und beste Nebendarstellerin. Ich lege Wert auf Ehrlichkeit. Ich betrüge nicht. Ich respektiere die Arbeit. Ich kann mit der Einsamkeit nicht umgehen. Die Schwachstelle in meinem Leben ist mein Privatleben. In Rumänien haben viele in unserer Generation Alkoholiker als Väter. Eram curioasă dacă ai primit reacții de la alți oameni de teatru, de la regizori de teatru, eventual, despre proiect, dacă au venit să vadă spectacolul sau dacă au auzit despre el și le-a stârnit ceva, vreunul din cele 3 spectacole. Nu cred. Nu cred. Aș vrea să nu greșesc. Aș vrea să nu greșesc, de aceea stau puțin să mă gândesc, dar nu cred că a venit vreun regizor să-mi vadă spectacolul. Ba da, Vlad Masaci. Chiar la Sfântul Gheorghe, fiindcă există un festival ce se numește Debutant, în fiecare an are o altă miză, debutant în regie, debutant în scenografie, și Vlad Masaci făcea parte din juriu. Și spectacolul Jurnal de România Sfântul Gheorghe participa la acest festival debutant, fiindcă în distribuție Costi Apostol era debutant în actorie. Au fost actori care l-au văzut, actori care vin și care au un feedback puternic, vrem și noi când vii la noi în oraș, trebuie să vorbim. Iar Vlad Masaci este, cred că, singurul regizor care mi-a și scris, m-a felicitat, m-a încurajat și mi s-a părut un discurs foarte profund, coerent, puternic și actual. Mit 95 ging meine Oma noch jeden Monat zur Maniküre, Pediküre, zum Friseur. Sie hatte nicht viele Kleider, aber sie waren schön. Sie trug Broschentaschen, erhitzte die Brennschere am Herd und richtete damit ihr Haar. Meine Mutter wurde in Temeswar geboren. Sie besuchte eine Elitschule, die Notre-Dame-Klosterschule aus Temeswar. Dort emanzipierten sich die ersten Frauen der Stadt. Meine Mutter konnte 7 Sprachen. Russisch, Rumänisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Ungarisch, Latein und auch ein bisschen Altgriechisch. Sie war Gründungsmitglied des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Meine Mutter wurde auf der Straße erkannt. Ich war sehr stolz darauf. Sie wurde in der Stadt geehrt. Der Beruf des Schauspielers war bewundert und respektiert. Primele 2 spectacole, pe fiecare l-ai caracterizat într-un cuvânt. Practic, spuneai despre Sfântul Gheorghe care candoare, despre Constanța care forță. Da. Și mă întrebam dacă putem caracteriza și Timișoara într-un cuvânt. Are, are deșteptăciune. E clar că e un spectacol cerebral. Și e moderat ca limbaj. Are nerv. Are și candoare. Am lăsat-o la sfârșit prin Silvia. Silvia este partea mea de candoare din spectacol. Silvia, te rog. Are și nerv. Are nerv vis-a-vis de
capitală culturală europeană vis-a-vis de generația cu părinți alcoolici, generația României. Suntem o generație cu părinți alcoolici, sunt foarte multe dezvăluiri în spectacol de această problemă socială. E un nerv vis-a-vis de clasa politică, e un nerv vis-a-vis de mizerie, mizeria românului, despre cum arată orașul Timișoara, cum ar vrea să arate și cum arată. Dar în același timp, cred că dacă în Sfântul Gheorghe era candoarea asta de care spui și era uman și familie și se intra în dedesubturi jovial, nu jovial, dar inocența era acolo. În Constanța se simte nerv și furie acestor femei și au probleme foarte violente în ele. Cred că Timișoara ca limbaj este mult mai temperat, mai matur, mai asumat, mai așezat, mai profund, cred că este. Deci cred că dacă ar fi să aleg un termen, l-aș căuta în zona asta de cerebrală și matură. Cred că este cel mai matur spectacol. Și asta mi-am dorit, de fapt, cred că tot timpul cu Jurnal de România, să găsesc tonul matur. Warte ich, dass die Faulheit vergeht. Manchmal warte ich, dass die Kälte vergeht. Ich warte, dass Projekte vergehen. Und ich sage mir, genau das ist die Lösung. Abwarten. Es vergeht. Aber dann sehe ich ein. Das Schlimmste. Alles vergeht. În care povești din Jurnal de România, mărturisirile actorilor, ai simțit că te regăsești? Adică te-ai trezit tu uitându-te la mărturisirea unui actor la un moment dat și spunând, uite, aici mă văd pe mine. Mă regăsesc în Lana Moscaliuc, Jurnal de România Constanța. Mă regăsesc ce caracterizează pe Constanța. În revolta ei, în felul în care ea consideră că își-a ratat viața asta și dacă într-un fel ar putea să o ia de la capăt, ar face-o, fiindcă le-a promis unor oameni că îi va face fericiți și nu i-a făcut. În revolta ei vis-a-vis de mentalitatea asta care există în România, că artistul trebuie să fie sărac, să mănânce parizer și pâine, și nu e așa. Omul de cultură trebuie să fie un om intelectual, un om asumat, citit, documentat, plimbat, să știe tehnicile regizorale, actoricești sau de facerea spectacolului, care sunt în Belgia, care sunt în Franța, care sunt în Roma. Adică să ne oprim cu parizerul și cu pâinea. Nu asta trebuie să fie statutul artistului. Apoi revolta ei vis-a-vis de public, publicul care vine și stă pe telefon și când se stinge lumina în sală, în loc să existe o relație profundă, fiindcă se muncește mult la spectacol și la care ies prost, tot se muncește foarte mult și vii și te preocupă mai mult telefonul mobil, simt revolt. Despre faptul că ne preocupă enorm de mult să iasă un produs calitativ fantastic și nu vedem că în teatru plouă, că teatru e decojit, că e frig, că tehnic vorbind e la pământ, deci avem așa privirea îngustă cum ar veni, mă recunosc în revolta ei, mă recunosc în felul matur al Elenei Popa, felul în care ea s-a articulat vis-a-vis de călătorie, vis-a-vis de distanțare, vis-a-vis de oraș, felul în care ea dizează și simt gramatica ei cerebrală, mă recunosc și nu doar că mă recunosc, îmi place și m-a schimbat. Apoi mă recunosc în fricile Silvei Tărăc de la finalul Jurnalului de Timișoara. Așteptarea mea de a trece răul, de a trece timpul, de a trece situația complicată și după aceea panica aia că totuși toate trec. Deșertăciunea asta a vieții mă panichează și cred că la prim nivel astea sunt cele trei actrițe. Ți-am răspuns sincer la întrebare. Nu aș vrea să se înțeleagă că am nominalizat preferatele mele sau cele mai bune momente. Nici pe departe. S-ar putea să fiu complet greșită dacă ar exista o suită de cronicari sau de oameni să spună. Dar cum mă recunosc eu, uman vorbind.
M-am recunoscut în presiunile sociale vis-a-vis de măritiș, ale actrițelor, în multe altele. Dar în astea sunt calupuri întregi în care, când le aud, mă pierd, mă las așa, ca și cum ar vorbi în numele meu, ca și cum mi-a luat cineva microfonul de la gură și spun ele, mă reprezintă. Nu înțeleg de unde conceptul de artist sărac. Se venerează în continuare conceptul că artistul trebuie să fie sărac și să mănânce parizer. Cultura nu este a elitelor. Ea se adresează tuturor oamenilor, dar pentru asta este nevoie de educație. Când veniți la teatru, faceți un exercițiu de detașare și de admirație, vă va îmbogăți. Aplaudați numai când înțelegeți, amendați un spectacol prost. Aveți dreptul ăsta. Nu comediile sunt spectacolele importante, ci cele care deranjează. Nu vă obișnuiți cu superficialitatea. Împingeți-vă așteptările mult peste hăhăieli facile. Așa o să încetăm și noi să ne mai muțărim. Amendați proiectele îndoielnice și scrieți pe site-ul teatrului exact ce vă deranjează. Dragostea și cunoașterea te fac un om liber. Umanitatea mea este în locuri foarte bine ascunse. Eu am luat bătaie pentru note mici și observații în carnet. În clasa a treia, tata m-a bătut și am făcut pe mine. Tata m-a chemat să șterg. Găsise observație de 2 bani în carnetul de note. Mă numesc Lăcrămioara Moscaliuc, dar îmi place mai mult să mi se spună Lana. Darul pe care l-am făcut orașului meu adoptiv a fost fetița Eva, numită așa de 2 spectatori, după un personaj jucat de mine. Eu am copilul pe care mi l-am dorit, Irina. Nu am găsit calea de mijloc, echilibrul. Nu am făcut pace cu mine. Îmi fac rău mie. Și totuși mi-e teamă de calea de mijloc, ca nu cumva ea să însemne mediocritate. În fiecare zi lucrez la eșuarea mea în ființă. Adică să mă obișnuiesc și să accept că asta e, că atât e, că asta e tot. Într-un fel, dacă s-ar putea, mi-ar plăcea să iau de la capăt viața asta, pe care am ratat-o fiindcă le-am promis unor oameni că îi fac fericiți și nu i-am făcut. Mi-aș dori să se întâmple ceea ce mi-am propus, ceea ce am încercat și ceea ce am muncit și nu mi-a ieșit. Un jurnal de România, Chișinău, porțile mi-au fost închise, mi s-a spus că din cauza banilor, sunt sigură că e o minciună, sunt sigură că sunt tunuri financiare masive acolo și că da, există multă sărăcie, dar unde există multă sărăcie e și multă mânuială politică și financiară mare și îmi pare rău că mi s-au închis ușile. Nu cred că banii au fost problema, cred că alte frici. Mi-aș dori foarte mult să fac un jurnal de România feminism, fiindcă este un subiect controversat, poate nu neapărat în ziua de astăzi, dar se vorbește mult despre feminism, ca despre ceva ce, de ceva ce trebuie să te ferești, despre o chestie agresivă, când de fapt feminismul înseamnă drepturi egale, de a merge la vot, de a fi educat, de a-ți spune părerea în public, de a avea drept la educație. Eu sunt copil de la țară, sunt copil din provincie. Poate că București este foarte emancipat. 2 pași în afara Bucureștiului și femeia trebuie să stea tot la cratiță. Bărbatul este în continuare stâlpul familiei. Dacă bate bărbatul, e normal. Dacă vine bărbatul băut acasă, așa vin toți. Dacă mai are și din când în când o femeie în plus sau 2 sau așa, o abatere, e normal. Lucrurile astea pentru mine nu sunt normale. Și pentru mine, spune Jurnal de România Feminism, este important. Să știu câte abuzuri sexuale, dacă există sau nu, și cât de normale sunt, ce înseamnă normalitatea unei ființe independente sau parteneriatului forțat, și așa mai departe. Deci ăsta este un alt proiect pe care l-am început și mi-au fost închise ușile și mi-aș mai dori un alt proiect, l-am început și mi-au fost închise ușile, se numește Jurnal de România, Jurnal de Expat. După Siria suntem locul 2 în Europa la nivel de ieșire din țară. Plecăm, fugim din România să căutăm o viață mai bună, să muncim. Nu l-a furat sau l-a întins mână. Mergem, plecăm, părăsim țara ca să muncim. Pe locul 2 în Europa. Pe locul 1 în Germania, peste Siria. Anul trecut a fost graficul ăsta.
se pleacă masiv. Și aș vrea să știu, fiindcă România, Jurnal de România, nu e formată doar din Timișoara, Sfântul Gheorghe, Constanța, cei care au rămas, ci și cei care pleacă. Am început cu Elena Vasilache, care locuiește, trăiește și muncește în Londra, la Londra. Din păcate, producătorul român, recomandat de Institutul Cultural Român, în spiritul dulce clasic, ne-a tras o țeapă, cum se spune, ne-a lăsat să muncim, să ne organizăm, să... și ne-a lăsat cu ochii în soare, a dispărut. Deci asta mi-aș dori. Un jurnal de expat, un jurnal feminist și un jurnal de Chișinău. Și cred că acum trăiesc perioada în care un alt set de întrebări îmi invadează viața. Și cred că este un set de întrebări care invadează o Românie care, indiferent de ceea ce trăiește acum, bine sau rău, cred că își trăiește o perioadă de maturitate. Cred că în acest moment România se maturizează. Am trecut prin formarea ei, prin revolte, războaie, regalități, comunism. Și cred că este o perioadă dură în care și eu și România ne maturizăm. Nu știu dacă împreună, dacă e o coincidență sau nu, că sunt perioada aia de generația aia de sacrificiu, de maturizare, de una alta, dar cred că în acest moment România traversează o perioadă intensă, dificilă, agresivă, dar curată și sănătoasă de maturizare. Cred că societatea românească începe să gândească, să iasă în stradă, să meargă la vot, să refuze un vot. Știu că nu e absolutul și că se poate și mai bine, dar eu cred că e începutul maturizării. Și pentru asta eu respect generația din care fac parte și care încearcă greșit sau necizelat, dar încearcă să-și spună cuvântul și o face. Și eu simt lucrul ăsta și asta îmi dă forță. Și eu respect România pentru asta.